Salutare! Am să vorbesc pe scurt despre pereții robotului, numărul echipei și steagul alianței. Este recomandat ca robotul să aibă pereți. În primul rând, este necesar pentru protecția robotului. Se poate întâmpla accidental ca în timpul meciului un alt robot să se agațe de robotul vostru și să deconecteze ceva sau să apese din greșeală butonul de pornire sau oprire. Acest pereți pot fi construiți din plexiglas pentru a putea observa cu ușurință în interiorul robotului. Am aici să vă arăt un exemplu de perete din plexiglas care a fost folosit pe unul din roboți. Evident, poate fi personalizat cu numărul echipei. Nu uitați și de aceste stickere cu main robot power și warning robot moves during initialization routine. Evident, pe acest placaj de plexiglas sau pe acest perete pot fi montate și alte lucruri. De asemenea, acest pereți ar trebui să fie ușor de demontat în cazul în care trebuie să înlocuiți sau trebuie să reparați ceva în interiorul robotului. Nu există nicio regulă cu privire la folosirea acestor pereți, dar sunt foarte folositori. Tot pe acest pereți, după cum am spus, puteți să montați alte piese, de exemplu telefonul pe care îl folosiți pe robot sau cabluri sau de ce nu acel expansion hub sau orice altceva vreți să folosiți. Poate fi un alt spațiu în care puteți să montați piese pe robot. Numărul echipei trebuie afișat pe robot în două zone diferite, la cel puțin 180 de grade unul față de celălalt. Pentru cei care au citit manualul, este ușor de înțeles și ați observat că există o regulă strictă în ceea ce privește afișarea numărului pe robotul vostru. Acest număr trebuie să aibă cel puțin 6.35 cm înălțime și o grosime a cifrei de cel puțin 1.27 cm. Trebuie să fie vizibil în timpul meciurilor oficiale. În cazul vostru, nu trebuie să vă faceți prea multe griji, pentru că veți primi aceste numere în ziua competiției. Dar trebuie să vă asigurați că știți dinainte unde veți plasa aceste numere pe roboți. Puteți să vă asigurați chiar voi, dacă vreți, în privința acestor numere, să le printați, să folosiți ce vreți voi în afișarea acestor numere. Trebuie să țineți cont ca să existe o diferență vizibilă între background-ul robotului și aceste numere, să poată fi ușor citite. Dacă nu mai aveți răbdare până în ziua competiției. Cel mai des ignorat lucru în construcția robotului este plasarea sau păstrarea unui loc pentru stegulețul alianței din care va face parte. Acest steguleț îl veți primi înainte de a intra pe teren. Nu trebuie să vă faceți griji voi pentru el, dar trebuie să vă gândiți unde va sta acest steguleț, ca să nu încurce niciun alt mecanism montat pe robot sau ca în timpul jocului să-l pierdeți și să cadă pe jos. Așa că trebuie să aveți grijă și să țineți cont de acest lucru în construcția robotului vostru. Spor la construit!